Bună ziua! Putem începe? Da. Stimați cetățeni, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă informa despre acțiunile pe care le întreprind după ce în presă a apărut informații în ceea ce privește implicarea unor funcționari publici, da, și vorbesc în primul rând persoanelor cu demnitate publică, și aici fac referire la Corneliu Furculiță, care este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și Pavel Voicu, ministrul al afacerilor interne a Republicii Moldova, ambii având calitate de persoane cu funcții de demnitate publică. Fapta constă în ceea ce a apărut în presă despre implicarea lor în mușamalizarea unui dosar penal, care urma sau să fie pe numele nepotului lui Corneliu Furculiță, și aici fac la referirile la dezvăluirile care au fost pe site-ul Nord News și deschide.md, și a fost publicat un material jurnalistic cu prezentarea cu secvențe audio în care un ales al poporului, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM-ului, s-ar face vinovat de trafic de influență și abuz de funcție și statutul pe care îl deține. Astfel, deputatul s-a implicat pentru a-și scăpa nepotul de un dosar penal, după ce în data de 25 octombrie spre 26, tot în zi de luni, la noi Corneliu toate prostiile le face în ziua de luni. În ziua de luni dă salariu, în ziua de luni face trafic de influență și vedem că tot în zi de luni a apărut și aceste dezvăluiri pe aceste două portaluri de știri. Astfel, în data de 25 octombrie, în 2020, a fost prins de către agenții de patrulare a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în stare de ebrietate la volanul automobilului nepotul lui Corneliu Furculiță, Corneliu Gore Sergiu. Și vedem, dacă o să vă uitați pe aceste două portaluri, o să vedeți discuții telefonice pe care le-a avut atât Corneliu Furculiță, soția lui Corneliu Furculiță, care l-au instruit ce trebuie să facă, dar cum trebuie să facă pentru a nu fi tras la răspundere penală. Și totodată este o convorbire telefonică a ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu. Acesta l-ar fi sunat pe tânăr, prezentându-se drept Pavel și spunându-i că are numărul de la Cornel Dimitrici, care să-l întrebe mai multe detalii despre caz, cum trebuie rezolvat după situație. Astfel, în opinia mea, aceste acțiuni constituie componența infracțiunilor de abuz de putere sau de serviciu și exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, ce necesită a fi investigate de autoritățile competente de drept. Având în vedere toate aceste împrejurări, solicit să se investigheze de către Procuratura Generală acțiunile care depășesc în mod vădit limita de competență săvârșită de către Corneliu Furculiță, făcând uz de statutul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, cu participarea și implicarea ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu, care cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova, articolul 327, alinea 2, litera B, abuz de serviciu, abuz de putere, și articolul 328, alinea 3, litera B, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu manifestate prin săvârșirea unor acțiuni cu scopul de a influența și mușamaliza deschiderea unei cauze penale pe numele unei persoane aflată în grad de rudenie cu deputatul Corneliu Furculiță. Astfel încât acțiunile acestuia, ducând la uzurparea de atribuții ale unei alte persoane, prin aceasta depășindu-și vădit limitele prerogativele unei persoane în funcție de demnitate publică. În temeiul celor invocate, conform prevederilor Constituției Republicii Moldova, a legii numărul 39 din 07-04-1994, despre statutul deputatului în Parlament, în special articolul 17, alineatul 6, și articolul 22, alineatul 1, a legii cu privire la procuratură, numărul 3 din 25-a 2-a 2016, având la bază acțiunile descrise,
asupra descrisă în materialul jurnalistic, investigat cu implicarea unor persoane cu funcție de demnitate publică, solicit respectuos investigarea tuturor circumstanțelor invocate, precum și întreprinderea măsurilor ce impun cu aplicarea legislației cu privire la procuratură, a legislației penale, în vederea stabilirii faptului expuse, cu atragerea la răspundere conform rigorilor legii. Totodată, având în vedere că numitul în înregistrări audio se presupune a fi Corneliu Furculiță, care deține la moment calitatea de deputat, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, ce se bucură conform Constituției și legii despre statutul deputatului în Parlament, de imunitate parlamentară, solicit întreprinderile procedurii de ridicare a imunității acestuia și de a obține acordul organului legislativ pentru investigarea penală și tragerea sa la răspundere. Astfel, avem o situație în care atât domnul Voicu, care este ministru afacerilor interne, a fost implicat în mușamalizarea unui caz, iar astăzi am văzut că au fost revocați din funcție mai mulți ministri. Cu această ocazie solicit demisia domnului Voicu. Vedem că domnul Voicu dădea și indicații băiatului cum trebuie să bea. Să bea băiatul rachiu când două ori iese, dacă vezi că vinul 5, berea 8. El făcea omul licbez și lecții, dădea lecții despre felul cum trebuie să bei în Republica Moldova ca să nu fii prins beat la volan de către polițiști. Astfel, deci solicit revocarea din funcție a domnului Voicu pentru acțiunile întreprinse, așa, pentru mușamalizarea acestui caz, dar corect ar fi demisia întregului guvern dacă luăm în calcul despre felul cum acest guvern, de fapt, este un staff electoral al lui Igor Dodon, iar unele acțiuni al lui Pavel Voicu depășesc limitele și atribuțiile de serviciu, chiar și atunci când a făcut un sliot, în ghilimele putem spune, așa, cu anumite organizații a veteranilor care încearcă să fraudeze sau să asigure fraudarea a legilor din Republica deci Moldova. Acest guvern, fiind un staff electoral al lui Dodon, cum am spus, încearcă să fraudeze alegerile. Vedem și cazul despre cum se mușamalizează deschiderea unui dosar penal. Dacă luăm în considerație că avem zeci, sute de cazuri sau de vieți schelodite din cauza persoanelor în stare de ebrietate, deci la volan, deci însuși ministrul afacerilor interne încearcă să mușamalizeze o situație în care un individ care prin norocul sau nenorocul lui este rudă cu Corneliu Furculiță, da, pentru a-l scăpa de răspundere deci penală. Da, este o vorbă la moldoveni, uneori ai rude care nici dușmani nu-ți trebuie. Dar asta este deja deci, o altă istorie. Deci solicit procuraturii astăzi prin această scrisoare, da, sesizare, să se autosesizeze și să pornească procedura de ridicare a imunității lui Corneliu Furculiță în acest sens, pentru a putea fi audiat și retragerea sau revocarea din funcție a ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu. Mulțumesc mult!